Vă salut prieteni softiști și colecționari de replici. Numele meu este Cristi. Azi am spus bun venit unei noi replici și anume unui pistol Beretta M9A1 Full metal Pe scurt, ce găsim pe cutie Traiectoria ajustabilă Ce înseamnă hop-up reglabil, adică în momentul în care țintești dacă bila o ia în sus sau în jos, înseamnă că trebuie să reglez o papă pentru a obține o traiectorie cât mai liniară. Avem versiunea CO2 cu propulsie pe CO2, pastile de 12 grame. Cu siguranță găsim și versiunea de Green Gas. O de Green înseamnă culoarea verde. Avem o combinație de culori între negru și verde. O să vedem imediat. Produsă de cei de la KG Works sau KGW, KJW, cum vrem să-i spunem, prea puțin contează. De pe cutia strălucitoare nu găsim prea multe informații. Eu zic să-i dăm în drumul. Înainte de a vedea ce găsim în cutie, foarte pe scurt, puțină istorie, fiind o copie după M9, după bereta M9, foarte cunoscută această armă reală, Beretta M9. De ce? Pentru că, începând cu anul 1990, a înlocuit la fel de bine cunoscutul Cold 1911 în dotarea trupelor americane. Acest Beretta M9 se găsește până azi în dotarea forțelor americane. Replica o găsiți pe site-ul celor de la Octagon. Subcodul codul 1637. Repet, www.octagon.com, cod 1637. Haideți să vedem ce găsim în cutie. Avem instrucțiuni de utilizare a replicilor Airsoft în limba română puse la dispoziție de vânzător. Manualul de utilizare a seriei nouă, în care găsim ce să facem, ce să nu facem cu replica. Foarte important să o studiați, să vedeți exact despre ce este vorba. O să vedem și pe imediat în descriere pe video cum reglăm o up dar l-avem descris și în manual. Și foarte, foarte interesant, au pus descrierea piesă cu piesă a replicii. Un pic mai rar întâlnit la producătorii de replici. Foarte bine. În regulă. Uitați ce frumos avem o carte, o cărțulie, o broșură cu replicile produse de, de KGW. Foarte frumoasă carte. N-am mai întâlnit la replici până acum o, o broșură așa de calitativă, așa de frumoasă de descriere în, cu simplu rol de a te invita să cumperi și alte replici produse de acest producător. O idee bună, merită să o studiezi mai pe îndelete, poate o să vezi și alte modele care îți plac. Replica avem pe scurt un încărcător de bile. O să vedem imediat la ce și cum îl folosim. Avem două chei imbus, o să vedem la fel la ce le folosim. Avem câteva bile de test, cu siguranță sunt de 0,20 de grame, deși nu avem notat nicăieri pe cutie, dar în general toți producătorii pun bile de 0,20. Replica în sine, o replică grea, sănătoasă, din la prima vedere. Să dăm la o parte ambalajele. Și prima vedere. Văd urme de ulei siliconic, probabil. A fost unsă înainte de a fi pusă în cutie spre vânzare, ceea ce e un lucru bun, ceea ce denotă atenție din partea producătorului câteva specificații tehnice, cum spuneam, replică după Beretta M9, o up reglabil, full metal, o lungime de 217 mm, deci aproape 22 de cm, o greutate de 900 de grame, iar în testele producătorului, Folosite bile de 0,20 de grame, celele care le avem și în cutia de, de, de test. S-a obținut o viteză a bilei de 106 m pe secundă. Nu-i rău, se poate folosi în jocul de airsoft fără probleme. E o replică aspectoasă, sper să se vadă. Combinația de verde, partea inferioară care de asemenea e metal. Împreună cu protecția trăgaciului, împreună cu partea din spate a mânerului, la fel metal, pentru că cred că mă repet deja, avem o replică full metal, doar partea de grip e o parte din plastic ABS, dar calitativă cu logo celor de la Beretta, cred, deși nu. Cred că totuși e logo producătorului. Da. Bun. Pe scurt, o prezentare scurtă. Avem seria unică. Vine la fel ca și armele reale cu serie unică. O, un activil cu țara de producție, ceea ce bineînțeles că o să-l dăm jos. Nu prea ne dorim actibile pe replici. Avem trăgaciul, la fel metalic, butonul de safe și fire. În momentul în care e sus, vedem punctul roșu, înseamnă că suntem în modul fire, Am tras în jos, suntem blocat cu replica blocată, nu putem trage. Iar așa, în fire, putem trage, obținem în, în poziția safe, încărcătorul dacă tot suntem la încărcător, e un încărcător full metal. Avem aici niște detalii tehnice. O să le dăm jos. E bine să le citiți. Și un lucru important, cum eliberăm zona de punere a pastilei CO2. Avem un mic butonaj, îl apăsăm și împingem protecția în spate. Un pic merge mai greu fiind nou. Și ajungem la prima zonă unde trebuie să folosim una din cele două chei imbus. Deșurubăm de tot, am pregătit și o pastilă CO2, nu o găsim în pachet, nu vine în pachet, dar am pregătit o pastilă CO2, vine cu partea perforabilă în sus și montat la loc capacul până în momentul în care se perforează. Nu am să perforez acum, am să perforăm în momentul în care o să facem testul de tragere. Ce ar fi de spus, cum folosim încărcătorul de bile. El vine montat pe încărcător. Se scoate tija jos, se pun bile pe sus. Intră exact atâtea bile cât capacitatea încărcătorului, care este de 23 de bile. Deci vom putea trage 23 de focuri, și pe principiul Injecției, să o numim așa, vom injecta în încărcător bilele. Se apasă și aveți nevoie de un pic de obișnuință. Recunosc, mie nu prea îmi plac încărcătoarele astea, prefer încărcare manuală, dar în cazul acestui încărcător e destul de dificil, e la fel ca și la alte replici care nu au blocaj, trebuie să ții jos și să le pui manual. Până vă obișnuiți puțin... O să vă ia poate 2-3 încărcări, dar asta e. Bun, bilele odată introduse, ajung în încărcător, urma să trebuia să punem și ăsta, dar în momentul ăsta lăsăm deocamdată ca să putem vedea exact cum funcționează. Deci totul e simplu, totul pregătit doar să încărcați, să montați CO2-ul și să folosiți replica. Să vedem pe partea aceasta la altă, în afară de inscripția de pe mâner, nu avem absolut nimic. Ar mai fi de spus că designul replicii în partea de jos ia forma unei șine RIS de 22 de mm, ceea ce vă permite să vă montați un accesoriu compatibil RIS 22 mm, o lanternă, o, un laser, ce doriți voi. Haideți să vedem înainte de a trece la test cum reglăm hop-up-ul. Ca să reglăm hop-up-ul la această replică, primul rând trebuie să dăm jos încărcătorul. Să apăsăm acest buton, uitați, care comunică în partea aceasta la apăsăm în sus și, sper să se vadă, rotim această tijă și lăsăm butonul el rămâne blocat și astfel putem să scoatem partea superioară, manșonul, iar întorcându-l vom vedea camera de hop-up, care o găsim aici, iar cu cheița mică reglăm stânga-dreapta. În momentul în care reglați hop-up-ul, niciodată nu vă gândiți că trebuie să strângeți mult, doar maxim cum am spune, un sfert de rotire. Deci maxim, cum am rotit de la ora 12, să zicem, spre ora 3. Montajul înapoi, îl facem simplu, montăm pe șină, îl ducem până în capăt, manșonul îl împingem maxim în spate ca să putem elibera siguranța și totul e la locul lui. Pregătit de tragere. Punem înapoi în modul safe și ne pregătim de test. concluzii, ați văzut, avem o replică destul de precisă, e o replică aspectoasă, frumoasă, calitativă, grea, se vede că e full metal, ceea ce dă un realizm destul de ridicat replicilor Airsoft. Ar mai fi de zis ceea ce nu vi-am spus înainte de test, dar e vital pentru test modul de ochire. Cătarea față, cătarea spate, în față avem un punct, în spate două puncte, iar pentru a ținti trebuie să aliniem punctele între ele. Cel din față va intra între cele două. Asta pe scurt. Nu le expunem în public. Legea interzice expunerea replicelor în public. Foarte simplu de înțeles de ce. Ele seamănă foarte mult cu armele reale. De aceea nu le expunem în public, putem să creăm panică și nu vrem probleme cu poliția. Airsoft-ul e un sport, la fel cum nu știu eu ce sporturi ne plac, nu jucăm basket în mall, nu mergem nici cu replica afișată în mall. O transportăm din punctul A în punctul B într-o cutie de transport sau o geantă, fără sistem de propulsie, în cazul nostru pastilă CO2 montată, fără bile în încărcător. Simplu, respectăm legea, nu există negociere, legea e lege, nu-i tocmeală, cum zice proverbul. Eu zic că merită, raport calitate-preț bun, dacă ești colecționar, Sigur, trebuie să ai o bereta în colecția ta. Asta e o alegere bună, zic eu. Dacă vrei să joci el soft și ai nevoie de o armă auxiliară, la fel poate fi o alegere bună. Rămâne la latitudinea voastră să vă hotărâți dacă îl vreți sau nu. Mulțumesc!